nu? Sunteți în continuare la as.ro live, dar astăzi de ziua internațională a copiilor am invitat în studio doi copii. Unul mai mic, adică cum ar spune bunica, un copil mic mic și un copil puțin mai mare. Ambii specialiști mari de tot în drifturi, întorși acum, acum întorși din Grecia de la un concurs de acolo senzațional. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, dragi copii din toată lumea, astăzi aici la as.ro live, Alice și Sorin Ene. Bună dimineața și să rămână! Și Bună dimineața! dimineața. de că știu că sunteți obosiți. Bună și dimineața! Vă mulțumim pentru invitație. Noi mulțumim pentru... Deci ne-am întors din Grecia. Da, am dormit într-adevăr vreo 4-5 ore. Am venit azi noapte. Puh. Și vremea asta frumoasă și prietenoasă. Dar ce ați căutat în Grecia? Uh, nici noi nu știm. <laughs> păi da, dar vedem că ați venit și cu... În Grecia, un weekendul trecut, în, care tocmai a trecut în Grecia, pe circuitul Seres, s-a desfășurat după o pauză de un an de zile, putem să spunem, prima etapă din campionatul internațional de Drift Kings, din campionatul european, un campionat cu o tradiție de peste 15 ani, campionat unde se întâlnesc și campionat care adună piloți din peste 15-17 țări europene. Într-adevăr, datorită pandemiei, numărul celor a fost mai redus, așa cum eram noi obișnuiți, unde întâlneam peste 80 de piloți, foarte mare atenție, peste 80 de piloți, era o atmosferă absolut senzațională. Numărul a fost cumva la jumătate, Datorită acestor restricții, mulți din Spania, Franța nu au putut ajunge, uh, și uh, cu atât mai mult uh, a fost și un moment marcat, marcant în viața mea, pot spune. Am mea și lui Alice cu atât mai mult pentru că a fost debutul lui Alice, care s-a întâmplat așa a fost să fie la nivel european în această etapă. Deci n-am mai debutat local, nu mai suntem pe sărăchie, cum se zice, debutăm direct <laughs> în, în, Europa și în <laughs> nu mai Suntem pe sărăchie. Așa a fost să fie. Noi avem, scuzați-mă da. ca să înțeleagă cei care ne urmăresc, etapa campionatul nostru va debuta exact peste două weekenduri, pe 12-13 iunie, pe circuitul Motor Park România. Nu Scuzați-mă, Transilvania -tran Trans Motoring, motoring iertați-mă cum, cum se debuta înainte, cum se făcea primul pas Întâi pe la Liga a doua, după aia ajungeai la prima ligă și așa mai departe Acum debutăm direct în Europa Așa este Mă înțeleg Și lăsăm puțin cumva la o parte, este senzațional Pentru că nu doar Alice, doar fetița mea a fost acolo Ci am fost, pot spune, o întreagă delegație din România Reprezentanți care... Am făcut cinste și credeți-mă că de regulă nu sunt emotiv sau încau cuvintele, dar sunt emoționat în momentul ăsta pentru că am trăit acolo momente pe care nu credeam că le trăiesc vreodată, cu atât mai mult alături de ceilalți. Și împreună am fost așa cu Natalia Iosac, o tânără talent, foarte talentată din satul mare, în vârstă de 17 ani. Antonio Negranu din Slatina deci iată că avem din toate colțurile din toate zonele României acești minunați tineri adepți Claudiu Adam care a și câștigat locul 1 la Pro2 o evoluție senzațională Nu aveți voie și cu maturi? Eduard Niță <laughs> Adică nu puteți să luați și oameni mai au, în vârstă? Au fost, au fost, au fost și chiar oameni de 50 și de ani da? Eduard Niță, vreau să-i număr toate numele da. astea că îmi doresc ca oamenii să știe Eduard Niță, Călin Ciortan, Radu Văduva Vlad și sper să nu fi uitat pe cineva. n nimeni peste 18 ani de aici? Uh, nu, doar doi trei peste 18 ani. <laughs> <laughs> și unul peste, nu știu, 17, ceva de gen. Deci a da. vă Sper tot să nu acolo... fi uitat pe, pe cineva, dar sunt și cam obosit. Și... A vă înțeles, da. da. Alice, în primul rând, la mulți ani. Nu? În al doilea rând, felicitări, sau în primele două rânduri, Mulțumesc. la mulți ani de ziua copiii. Uh, cum a pornit nebunia asta? Bine, tu ce-ai văzut de în casă, nu? Da. De la da. De mică am fost prin, în acest mediu. Și printre mecanici, dube de asistență, <laughs> mașini de drift, piese, și în general în motorsport, în drift la evenimente, la etape și deci, așa m-a atras. Tu ai auzit scârții de roți de la câteva din, din interior. Din da. interior. Da, da. Exact, da. 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 Pentru că este mai mult Cătălin, decât un mod de viață, chestia asta pentru noi. Adică... Dar tu ești unul dintre fondatorii, dintre pionierii, ca să zicem așa, ai driftului în România, nu? Ați fost câțiva nebun frumoși da, la început Așa este, Bănuiescă. am format o echipă cu, Împreună cu câțiva colegi de-a mea Echipă care s-a risipit pe parcurs Am rămas acolo pe poziții și cred că secretul meu sau atot, nu nu știu nu, nu, nu să ca și termen, a fost soția mea, pentru că doresc ca cei care mă să știe că fără un suport în primul rând moral, deci în primul rând suportul moral, de ce? Pentru că eșecurile și dezamăgirile sunt mult mai numeroase decât împlinirile și rezultatele bune. Deci trebuie să muncești extraordinar de mult, dar dacă, și, dacă dacă nu ai pe cineva în spatele tău să te susțină și să te ridici atunci când cazi, că este căzătura este cruntă, uh, clachezi, pur și simplu. Și cred că ăsta a fost uh, marele meu noroc cu soția mea pe care o iubesc din tot sufletul și este alături de noi, întotdeauna în spate acolo. Eu am putut să merg mai departe, s-a reformat o echipă, împreună și cu Gabi, invitatul care a fost la tine, Corect. a venit pe parcurs și el și am format această comunitate foarte frumoasă, care în urma... A eforturilor acestei comunități. Uitați că după o generație nebună, adică a noastră, după 15-20 de ani, iată că vin copiii noștri din spate și într-o perioadă foarte scurtă de timp obțin rezultate Avem peste și imagini. ce vreau să te întreb, dar soția n-ar fi trebuit să spună, măi mică. unde vă duceți voi în nebunia aia? Adică, Bun, pe tine te-am înțeles că tu ai fost așa, dar o iei și pe asta mică acum acolo? Da, ne susțin da? orice ar fi. Are emoții, da. nu? Când da? m-am dat în calificări e și în betul nu s-a să uite la mine. Da? Dou două secunde, da. 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 Uh, soția mea, ca să spunem așa, să-ți să dăm și din casă. Da. Bine, nu neapărat din casă, lucruri pe care da, să le, mai, să le fac publice. Uh, a, a avut o mătușă, Maica Rafaela, uh, cum se numește? Mai, nu că Stareță, am uitat din asta la o la, mănăstire... La călugări, ceva de genul Bun. și uh, a educat-o, a crescut un spiritul ăsta extraordinar de corect și, și uh, ea a spus așa înainte să plece, voi fi acolo cu tine totdeauna și dacă o vezi, uh, întreb, maica Rafaela și dacă o vezi pe nevoastră în tribune, ai, măcar Rafaela, măcar ajut acolo, Rafaela, adică <laughs> vorbești de o să o filmez odată, adică da. e, ce Adică e are mai mare emoții. Da, trăirile da. sunt, și eu am plâns acum, adică am, Bine, nu, m am avut să da. niște ni reacții. Dar știu că tu n-ai fost din, adică ai avut și alte opțiuni în afară de drift, te-am mai da, dus și pe la alt, alte. Da, am încercat nu? mai mult, nu deci mai motor fost obligată, domnule, no, nu, nu, eu, nu eu am încercat. când Eu băteam într-un la cap, hai tati să conduc și eu să învăț. unde ai mai fost, la ce sporturi? Basket, balet, una din fiecare. Da, scrim, <laughs> cant o muzică ușoară populară și nu. Nimic? Nu. No. Deci până la urmă tot la... Drift. La drift. Da. Nu da, Corect. Pune acolo, pune pe scăunel sau că nu-i problem. <laughs> Dar Așa. zim ceva, știi întrebările alea de, de, oameni bătrâni, da' păpușele? Păpuși am avut sau nu prea? Păpușele, anică. ursule, jucării da? și tot ce vreți. Am înțeles. Dacă o cheie de 16 s-a înțeles mai bine. Da. Sau cu o tubulară, da, nu exact, cu o da, inelare. Da, da, cu un cu că La băieții... Să spunem că e mai ok, el vede pe tati, e mai de înțeles. Trebuie să cunoști aspectele astea de parte tehnico-mecanică, pentru că a fi pilot nu e doar a fi pilot să te sui la volan să pilotezi, trebuie să la înțelegi la fenomenul. Sunt probleme care pe care le ai pe circuit, mașina are un limbaj, ea întotdeauna comunică cu tine. Orice zgomot, orice sau pe care îl ai, orice lucru trebuie să-l interpretezi, să știi ce se întâmplă. Cum, dacă mi s a o planetară, să știu cum reacționează mașina, toate lucrurile astea trebuie să le cunoști și să le înțelegi povesti că mai e cineva în lot mai mic. Sara. Așa, care da, Sara era rachetă. Pricepe... Da, se pricepe da. mai bine ca ai spus sincer da. la partea asta mecanică. Schimbă roții. De la vârsta... Știe. Păi dacă și ea tot la fel îți dai seama de mică. Adică de mică de... Noi nu ne-am să copii acasă, noi am luat întotdeauna cu noi, știi? Adică -am... am vrut să fie cu noi și da, nu am, puteam. Sunt foarte mult sportivi. Soția a luptat da. până la da. ani de zile. uite, aici ești în exercițiu funcțiunii, da. cum se da. spune, nu? Da. Uh, mulți sportivi mari au spus, domnule, asta este, în, între două cicluri olimpice am născut, am luat copilul, am crescut la sală, el e copil de sală sau da. e copil de uh, trupă, de canotaj, de a da. mânca din cea unul în care mânca. Bun, asta mai e de înțeles la un baschet, da. dar să iei copilul de mic pe un circuit de mică. Da, Cătălien, să... Pentru că, așa ca în orice domeniu, de mic copilul trebuie format. Alice, în continuare, face parte dintr-un program. Personal, dintr-un program conceput de mine, care abia acum începe, greul abia acum începe, dar până aici munca a fost... Cum de vreo greu de-abia de acum -abia de -abia începe? Păi, dar spun de ce. Urmează a fi pus în funcțiune factorul mental, care pentru mulți este esențial. Dacă nu ai stăpânire de sine, e greu de imaginat prin ceea ce trec piloții acolo, însă și de la condițiile din mașină. 50-60 de grade plus Nu exagerez cu nimic Ați văzut, mașinile au geamuri Trebuie să fie închise ermetice Nu ai sisteme de ventilație Nu mai zic că are și așa mai departe Deci nu este de la aceste condiții Greu de suportat Gândește-te că trebuie să te concentrezi foarte bine Ceea ce rulează acum pe monitorul nostru pe ecran Este o tură de a Acest traseu, vă rog să mă credeți că mi-a fost teamă De chestia asta E un traseu extraordinar de dificil Deoarece viteza de intrare pe circuit Este foarte mare Este la peste 140 la volan da, acum, da, da, Alice. Da. Și nu merge drept nicio secundă. Dacă -ai mergi, voie să cea mai mică drept, tendință nu? de a îndrepta direcția mașinii aduce eliminarea din competiție. E fără cuvinte. Adică la băieți, repet, înțeleg, dar la cât se merge la 100? Depinde de circuit. 130, 140. Și viteza deci la 140 inițiază de, de la 130, 140. 140. Da, la viteza de 130 de km da. la 140, că am luat, am pus GPS, am pus telefoane, dar Formatul circuitului uh, face în așa fel încât viteza să crească pe măsură ce, ce a inițiat. Unde în alte părți scade viteza după inițiere, după linia dreaptă. E un circuit de viteză, cum spunem noi. tu îți mai aduci aminte, Alice, știi că mă întreb sportivii când ai debutat, când ai la echipă, când ai pus prima oară, de fapt, nu, când ai pus mâna pe volan, când ai și plecat de pe loc, câți ani când aveai? Când Ai plecat de pe loc. Uh, stai când eram singur în scaun. Da, de... da, da. Stai să nu ne spui o vârstă așa înferim. să ne ia, că mai suntem supărați. La 8 ani am învățat să conduc. La 8 ani învață să conduci. Da. Noi la 8 ani avem cheia de gât. Da. Elaste să... da. că adică era pun da. la burica aici da. ca să poți da, să. Da, 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 da. nici nu te sugrumi, deci la 8 ani. Da. Bine, știi cum spun, am ce a văzut în casă. Da. Nu? Da, așa este. Bun, la 8 ani te. Da, stai puțin, ajungeai la pedale. Nu, nu. și acum că sunt destul de scundă pun da. perne sub mine și la spate. Acum am mai redus numărul lor, dar la început aveam vreo. 9, 10 perne, cam așa. Din cu Hana Montana, Da, da, da. Serios? E cu dublă comandă mașina? Nu, nu, nu. nu, nu, și a... că tu ai stat în dreapta. O sau... perioadă de timp, exact cum am zis în acest uh, program de formare a da. lei, a fost acea primă parte în care uh, e foarte ușor să înveți un om să facă drift sau un copil, da? Nu, nu, crede-mă, dar uh, problema este acolo, uh, apare acolo dacă el scapă mașina de sub control, nu știe ce se întâmplă să reacționeze. În primă instanță, copilul sau cel care dorește să, să facă performanță în motor, nu neapărat în drift, trebuie să învețe să conducă mașina corect, să știe ce se întâmplă cu mașina în momentul în care o scapă de sub control. La 8 ani. Da, exact, să conștientizeze lucrurile E, e, este foarte important o, pentru că e prin foarte repede cătălin, să știți. Glumesc, de sigur. Da, 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 am Ai înțeles să ideea. ne gândim ce da. Înseamnă 8 a an, fost ani, muncă, într-adevăr, așa este, dar... Că poate să-ți apară okay. la 8 ani, la 1,50-60 m. Doamne, ce dezvoltat de Da, la și scundă. la, la Și scundă. Da. A, a, și asta Bun, este... Bun, și tu în dreapta. Da, în dreapta, o perioadă. În primul rând nu trebuie să te pierzi, e clar acolo. Asta e primul sau nu. Unul cel unul dintre cele mai importante nu, nu, pentru lucru. că și acolo, exact cum spuneam, factorul mental este foarte important. Chiar dacă sunt eșecuri, copilul trebuie încurajat sau omul trebuie încurajat. Nu trebuie să-i arăți că, uh, uh, că nu e ok, ceea ce faci. Partea pedagogică este foarte importantă ca să înțelegi. Ai, avut momente Contează când ai foarte vrut mult să te foarte. Adică domne, nu, nu mai vreau să fac asta, uite nu. Nu chiar să renunț de tot, dar uneori mă gândeam la început, mă gândeam că poate driftul nu este de mine. Primele intrări pe circuit. Nu reușeam, adică de două-trei ore am fost pe circuit și tot nu reușeam să fac circuitul, pentru că la început a fost foarte greu. Dar deci nu, nu am să renunțat. Faci un circuit, încă din, din primele dăți. Este o locație unde primești informațiile, baza cum ar veni, fundația a ceea ce trebuie să dezvolți tu pe mai departe. Este o locație mare de vreo 20.000 de metri pătrați, acolo învățăm alfabetul derapajului controlat, după care primii pași, după care următorul pas este prezența pe circuit. Dezvoltăm și punem în aplicare la scară mult mai mare, la viteze mult mai mari, ceea ce am învățat acolo. Bineînțeles că este total diferit, ai impresia că nu mai știi nimic, că ți-ai dariset. Dar aici intervine. Uh, profesorul, trainerului sau uh, termenul lui exact este de spotter. Fiecare pilot profesionist are în tribună un om care se numește spotter, care sunt a doua lui pereche de ochi pe circuit. Una este Viziunea de la volan, la acele viteze mari, când totul se întâmplă foarte repede Una e să mai stea cineva în tribună și comunică cu tine Avem sisteme de comunicație, stații, căști cu comunicație, echipament profesional Și Man comunicăm și după rău. fiecare tură, da, păi, dar nu poți altfel Nu poți. Nici mie nu venea să cred că de repede a evoluat Alice în tot programul ăsta Dar și aici, eu nu mă așteptam Și întotdeauna am pus targete realiste Deci targetul pentru această Grecia-Seres pentru noi a fost cu atât mai mult la nivelul ăsta participare. Adică zis, pur și simplu trebuia să facă un metru de la start. Dacă se întâmpla asta, eu eram foarte, foarte mulțumit. Dar iată că am mers mai departe. Am stat o zi întreagă de ea, o zi întreagă de la ora 9, când au început antrenamentele până la ora 17. Eu în tribune, acolo am dat nu mai aveam voce și de la turul la tur evoluăm. Deci se întâmplă niște lucruri în spate pe care oamenii trebuie să le cunoască și să le știe. În permanență și să știți că nu doar începătorii, cu atât mai mult la nivel ridicat, oamenii care au câștigat podiumurile au acești spotări. Este o întreagă industrie în spate, nu doar pilotul. Mecanici, logistică, șofer, platforme. Clar. Ai avut emoții? Da, cinstit. Da. Mari. Da. Hmm? Mai ales prim, prima mea participare un mai ales campionat european. Ce mură la, la drift? Că Picioarele sau mâinile? Cum se zice? Care i-a tremurat? Picioarele, uite așa, Picioarele, ca da? piftia pe da? pedale. Nu mai știu stare să mai faci nimic, da. Păi și nu e bine că tre nu mai poți să Trebuie să, să trecem acolo, prin asta. Da, mi-au trecut emoțiile. Pe parcursul zilelor mi-au trecut. La început am avut mai multe emoții. Și după aia, gata, se uite? Da. Păi, da, pentru Te rog, spune. Da, trebuie să trecem, să trec prin emoțiile astea, să mă obișnuiesc cu... Uh, tot ce este acolo, cu oamenii, cu atmosfera. emoțiile, exact, atmosfera. Și atmosfera așa, de concurs da. care este, uh, creează presiune asupra ta. Nu ai foarte mult timp de antrenament, se mai simți întâmplă accidente. Simți presiunea asta? Adică simți că, bine, că da. trebuie să faci lucrul perfect. Exact, aici driftul cât este, bine. derapajul da, este da. Perfecțiune, perfecțiune, ca să ne înțelegem. Aici nu încape, nu există... Deci la emoții, la presiunele astea se mai adaugă și tati care e în cască. Da, dar da, nu pune presiune. Că nu, da, nu. Nu. Adică contează nu, exact da. ce spuneam, foarte mult modul cum pui problema cu ea. Cu, cu cel cu care Ești lucrezi. la 14 ani că atenție distributivă, că trebuie să pilotăm bine și așa mai departe, mai trebuie să mai și comunici. Exact. Da. Și să pui în adaugă... aplicare foarte mare da. atenție. Și îți dau un exemplu, scuză mă Cătălin, da. Da. cu scuze de adegoare de tot întrerupt, dar nu, de nu, regulă nu cunosc să tine. Da. Am avut o situație și cum să zic eu, punctul culminant pentru mine cu Alice, în afara rezultatului la care ca paranteză, la un moment dat, ai, momente moment în care mergi pe stradă și ai impresia că le vitezi, parcă nu ești în lumea asta și că parcă ești în altă lume. Nu știu, ai o stare de asta da. super mega euforică, tu mergi, dar ai impresia că nu ești aici, ești prin altă parte. Adică, nu da. știu, nu, nu deja da, da. vă altceva. Așa aveam impresia că sunt acolo. Zic, bă, nu cred că sunt eu aici, nu cred că trăiesc eu lucrurile astea, de niște de stări pe care nu da. le poți da. transpune da, în cuvinte, știi? Dar ție nu ți-e greu, nu-ți vine să calci pedala când ești în tribune? Cătălin, am plâns aproape în stop, dar necontrolat. Cu atât mai mult când da. grecii, mă rog, au fost și da. piloți greci mulți, dar ceilalți piloți spun ce e fata ta? Adică ei nu știau cine e, că nu aveți o mașină, nu prea vezi pe acolo la briefing, suntem îmbrăcați, o ia cu șapcă, cu părul băgat, nu prea, aia băiețel așa. Și când aflau și spuneau, look at my hair, și părul ridicat pe mâini, și ceea ce m-a impresionat cel mai tare a fost un tip, Angelo, un grec, un mecanic, făcea parte din stafful, au cel 4-5 mecanici trebuie să ai în staff de regulă, profi. pur și simplu i-a doar lacrimi. Când, pe ei, zice, o, o știu, zice, o știu... Și să nu spui că e Alice. o știu de pe Insta, am dat falul, dar nu credeam că o să am vreodată ocazia să o cunosc aici. Ce tare! A, o știa da. de pe internet. De că au comunitatea lor, da. Dar asta voiam să spun aici ca și punct cu Pentru mine, uh, marea întâmplare, sau nu știu cum să spun, uh, cel mai important lucru care s-a întâmplat acum a fost uh, totul amizat pe o carte. Uh, în calificări sunt doar două ture uh, de calificări, unde trebuie să obții punctajul maxim. Cea mai mică îndreptare e 0 puncte. O tură a făcut-o prost, adică slab, foarte slab, 0 puncte a ieșit în afară. Și gândește-te că eu, om cu experiență, sau alți colegi de-a mei sau oameni cu experiență, când dai jos totul pe carte, când deci mai ai o tură, singură o tură. singură tură, da. De regulă, în cele mai multe situații, cam... Da, Da, și am spus și să facă. Zic, uite, fă tranziția mai devreme după, parte de, uh, după partea de. După partea de tranziția, schimbul de masă. Adică să schimbăm de rapajul de pe o parte alta Vezi că mașina. Uh, da, 14 ma, 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 mașina întotdeauna ai văzut, da. glisează, stânga dreapta. Da. Zic, înainte de virajul de partea de decelerare, fă puțin tranziția mai devreme să nu te mai arunci partea în afară. De... Decelerare. A, gata, gata asta de, Decelerezi, știi. adică da. reduci viteza, viteza, știi? Da. da. Uh, și a înțeles lucrul ăsta și l-a pus în aplicare. M fapt care pentru mine a fost extraordinar. Bă, copilul ăsta sau omul ăsta înțelege Conștientizează, dar și pune în aplicare. Este foarte important să, să poți... cu cum ai ieșit? Tură de calificare. Zic, cum ai ieșit? Foarte ești bună. Okay. Da, bun. locul 7 în 63 sau 62 de puncte. 62 de puncte din 100 de puncte. Asta, din 100? Un punctaj foarte bun. Da, din 100 deci de puncte. îți scad dacă ai mers puțin drept? Exact, tac, de la 100. Sau mai scăzut? Da, da, uh, drept nu, ai 0 puncte. A. Da, zero puncte, contează acolo că toin trebuie să tu, noi vedem că trebuie, mașina face drift. Dar da. nu la întâmplare, nu trebuie să mergi pe mijlocul circuitului. Acolo ai niște zone unde tu trebuie să te duci. Știi ai chestia asta? Adică sunt niște careuri în interiorul circuitului, zone marcate, zone marcate așa cu vopsea. Ai, am văzut, da, și, și pe acolo, acolo, trebuie să... La 140 da. la oră tu trebuie să ca flipperul, de aici într-una, într-una, de aici într-una, adică nu mergi la întâmplare pe acolo, știi? Și, să și plecarea de pe loc cu scârțâit? Full cu gas, da. trebuie să consum patru trepte de viteză, adică aici a patra era... Patru trepte și spă... apoi din, din uh, treapta a patra dădeam treapta a treia. Se schimbă, treptele, avem un film din interior, dacă l aveți să-l dați, intrai full gas cu a patra, 140-50, venea zona de decelerare, unde nu puteai să mai pleci cu a patra, că... Murea mare motor, da. dai trei că... foarte de repede. Deci, de deci tu, la 14 ani, da, te stăpânești la 140 de kilometri la oră în drifturi. Aceasta este echipa de organizare, scuzați-mă, da. este ownerul, uh, Mike, procuror, aici în mijloc. Dar zic -mi ceva, te rog, mai sunt nebuni ca voi și uh, din, din celelalte țări la clasele astea de copilași? Sau numai la noi avem... Uh... Nu, în ultimii ani de zile a crescut și s-a format, uh, vreau să vă spun, chiar o echipă, o delegație aș putea să spun, a României. Nu a românii, întrebam ceilalți. Nu, nu, doar românii au cei mai, Asta cei, cei, mai numeros. Uh, adică, de exemplu, Grecia aveau ca și voi la nu, 15, nu, la 16. Nu, nu, nu deci e școală românească exact. cum ar veni. Da. Eu acum Asta că las bun. puțin modeste la o parte, toți Dacă de -acolo. voiam să întreb și ceilalți concurenți de vârsta voastră unde sunt? Nu români. Nu sunt. Nu români. Nu. Deci de-aia lipsesc. Nu că mă sunt. gândeam adică să vină și grecii, mai ales că era la ei acasă, cu nu sunt. 8 cu nu. 10 inși, cu 5 inși. Ce, ce vedem aici? România are un nivel al driftului extraordinar de ridicat. Vin copiii din spate, noua generație care este foarte puternică și într-o perioadă foarte scurtă de timp, datorită experienței noastre, a piloților de generație veche, ei evoluează foarte repede. Într-o zi cât alții intră, cam bază, știi cum e. Da, da, da. Deci ăsta este podiumul și cu uh, ei sunt oamenii mulți într-o echipă. Cât sunteți? aici sunt cei ce cu tricou roșii sunt, uh, sunt organizatorii. organizatorii. Da. Aici este Sara, soția mea, aici este Niță Eduard, un, uh, o tânără speranță, aș putea să spun, la fel o, o primă participare lui încă într-un campionat național. Mai sunt câteva poze unde eram cu toți împreună. Dar după... spune da. te rog, cât sunt într-o echipă? Adică păi este voi pilotul ca idee. Da? pilotul. Da, păi pilotul, așa, trebuie să ai cel puțin un mecanic, dacă nu ai permis de conducere să ai un șofer să vină cu tine să-ți transporte mașina de concurs care te transportă pe platformă, dacă nu ai platformă să-ți o platformă, dacă nu ai dubă să-ți o dubă. Am înțeles. Și C voi cred... veniți din Grecia? Am venit din Grecia, da, cu un ansamblu cu... de peste 15 metri, adică o dubă.